Ne-am întors oameni buni în... mai dați o dată drumul la generic. Ne-am întors oameni buni în direct pentru ultima parte a emisiunii. Vedeți că e greu și cu automatismele astea. Când ai niște formule de astea de început, de după pauză, de după aia, mai ales când în pauza publicitară, credeți-mă, emisiunea din pauză e mult, mult mai tare decât emisiunea din direct. Pentru că ce fac Nistor și cu Coarnă în pauză este dincolo de spectacol. Dar... cum noi nu înregistrăm, ne prefacem, totul e înregistrat, o să dăm și pauzele cândva, o să le dăm pe post. Oricum discuția a fost tehnică, nu ne-am bătut, nu ne-am înjurat, am discutat. Păi aia, păi aia, crezi că aia cu, cum îl cheamă cu ăla de și-a luat-o în mufă? Cum îl cheamă, mă, senatorul Scârci? Cum îl cheamă pe ăla, mă? Palada și cu celălalt. Palada și cu ăla n-a fost în pauză. La noi existăm tot. Noi nu suntem nici Palada, nici... Așa cum v-am promis, suntem pe cale să stabilim o mare legătură telefonică, de fapt, videotelefon, Skype, la Timișoara. Cu primarul capitalei Banatului, cu domnul Robu, o să vedeți imediat de ce. Până atunci vă spun că deschidem și linile telefonice, căci așa e formatul emisiunii, știți, telefoanele acum se deschid pentru cei de acasă. Vă rog mult, ne sunați și pe repede. Bună ziua, salariu și noi vi-l calculăm pe la nou. Asta este, cum să zic, bonus, e cadoul emisiunii noastre pentru cei care sunt fani, se întâmplă acum. Bagă aici, Teddy, bagă în plasmă calculatorul ăla de salarii. Lasă imaginele, le-a văzut lumea. Ăștia sunt oamenii care au fost azi în piața guvernului. Păi cum să se sperie tu dosie de 40 de inci, pe bune? Niciodată. Acum, pe bune, dacă ați fi premier, ați deschide geamul guvernului și ați vedea pe ăștia în piață și ați întreba pe consilieri, nu vă spuneați domnul consilier, da, domnul Tudose, cine sunt ăștia? Ăștia sunt mitingiștii care sunt potriva, cât sunt? 83. Câți? 83, domnul premier. Bine, mă, treceți-le contribuțiile la angajat, dacă sunt doar 83. Iată calculatorul de salarii. Repet, nu trebuie decât să ne sunați. Ne spuneți ce salariu aveți. E de preferat să ne sune salariații, nu pensionarii. Și noi băgăm repede aici și vă spunem. La sfârșit spun și sursa, că așa este elegant. Am făcut legătura la... Mai vorbesc un pic cu invitații când am stabilit Skype-ul la... Mamă, ce urât sună. Skype-ul, virgulă, la Timișoara. Urât a ieșit în limba română legătura asta. Dumneavoastră vă iese mereu bine, așa că... Nu fiți tendențios. V-ați împăcat cu domnul Nisor? V-a convins, că sunt bani pentru reforma financiară? Nu m-a convins, nu. Cum nu v-a convins? Nu m-a convins. Eu am alt argument, am altă logică. Avem pe domnul Robu. Bună ziua, domnule Robu! Bună ziua, bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor. Domnul Robu, nu vă mai bucurați, că nu e motiv de bucurie. V-am deranjat... în fapt de seară în Banat să ne spuneți de unde compensați paguba uriașă pe care o veți avea la bugetul Timișoarei, ca de altfel și Aradul și Craiova și Bucureștiul și Iașu și toate marile orașe, de unde compensați? Cluj, Oradea, sigur. Pentru că scăderea impozitului știe deja tot românul acum, de la clasa 5 în sus toți au devenit specialiști, copiii au devenit specialiști, scăderea de la 16 la 10% este o pagubă prezentată ieri de mine în emisiune de 7 miliarde de lei, estimativ, pot fi chiar 10 miliarde de lei, deci undeva mai mult sau mai puțin 2 miliarde de euro pagubă în visteria primăriilor. Sigur, fiecare cetățean beneficiar de reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% are motive de mulțumire pentru această măsură, în sensul cel mai strict, numai că la nivelul administrațiilor publice locale, asta conduce la un adevărat dezastru. Veniturile proprii la bugetele locale provin în primul rând din cotele defalcate din impozitul pe venit. Până acum, impozitul era 16%, rezulta o anumită sumă a tuturor impozitelor pe venit, la asta se aplica 41,75% și veneau sume frumoase. De exemplu, în data de 10 a acestei luni, la primăria Timișoara, peste 30 de milioane de lei. Și, de regulă, cam de aici în sus de erau unde încasările noastre. Primar, de unde veți păi, nu avem de unde. Ce ar trebui să facem nu noi știu. Acum? Nu sunt primarul Timișoarei. Să majorăm taxele și impozitele locale. Păi stați un pic, în campanie, bănățenii n-au știut că... Eu, ca liberal, am promovat principiul fiscalității cât mai reduse, dar și dacă am luat astfel de măsuri, eu nu vreau să le iau, ca să fie limpede, și dacă am luat astfel de măsuri,
Nu am reușit să compensăm decât într-o măsură nesemnificativă aceste pierderi uriașe de venit. În schimb, am creat mari probleme mediului de afaceri, mai ales firmelor mici și mijlocii. Stați un pic, domnule primar, stați un pic. Domnul Nistor, dacă se întâmplă ce spune primarul Robu, ca Tudose să scadă impozitul, să-i bucure pe oameni că le scade de la 16% la 10% impozitul pe venit, iar marile primării, ca să poată să ducă primăria și să funcționeze municipiile, le măresc taxele românilor. Scade impozit, dar crește celălalt, atenție mare că domnul Nistor se îndoiește. Domnul primar, sunt de acord cu dumneavoastră. Scăderea de impozit afectează bugetul local, că 16% nu e egal cu 10%. Da. Sigur. Domnul ministru de matematică știe mai bine decât mine. Dar acum ghinion, am mai avea un profesor care e președinte ghinion. Dar uitați-vă că această măsură de scădere a impozitului este dublată de o măsură de creștere a contribuției sociale de la 16 la 20, 35. Nu așa, spune că dacă spunem omului, domne, îți scade impozitul la 16, da, domne, e bine. Dar se spune omului așa: băi omule, tu astăzi plătești dările angajatule de la public și privat 16,5. De la 1 ianuarie plătești 35. Domnul Barba. Înțelegeți? Desigur că trebuie să se prezinte tot setul de măsuri. Lăsați-l un pic să termine ideea ca să poată omul să fie înțeles de bănățești, de români. Da, domnul primar? Da. Deci asta era ideea. Eu nu doresc să cresc taxele și impozitele locale, dar punctez încă o dată, și dacă prin absurd ele ar crește, tot n-am putea compensa pierderea uriașă de final, la 33 de milioane de euro pe an. În final, ca să înțeleagă românii, nu doar bănățenii, ce vor face primarii marilor orașe din țara asta? Nici într-un caz noi nu acceptăm să ne căciulim în fața unor oameni, să facem compromisuri politice pentru a ni se da bani de la bugetul centralizat al țării. Ce se face acum este cumplit de grav. Eu nu știu dacă toată lumea conștientizează cât este de grav. Pentru că în Constituție este consfințit principiul autonomiei locale, administrative locale, al descentralizării și subsidiarității. Ori acum se face o centralizare a resurselor financiare fără precedent de la Revoluție până acum. Este foarte grav acest lucru. Compensarea va fi dată de... Mulțumesc foarte mult pentru intervenție! Lăsați-mă, domnul primar, un minuțel. Da, un minut pentru cine, zi. Bugetul pentru 2018, vi l-ați construit pe impozit 16 sau pe impozit 10? Încă nu l-avem construit, dar îl aveam în minte pe impozit 16. Mulțumesc. Dar vreau să vă spun ceva, dacă tot v-ați întrebat coarnă. Dacă îmi permiteți numai un lucru să mai spun. Am făcut în acești ani o mulțime de lucruri, proiecte mari, pasaje și așa mai departe. Construcții, clădiri noi, pe bugetul local. Aveam în plan la anul să dau drumul la primele două noi poduri peste Bega din ultimii 50 de ani, la alte pasaje, totul pe bugetul local. Da, corect. Păi ce să mai facem de acum? Nu mai facem dezvoltare? Ne limităm la a plăti salarii? Mulțumesc mult, domnule Robu. Este inadmisibil ce ni s-a făcut. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și tuturor bănățenilor. Vreau să spun ceva, domnul Cornă. Și Gabriela Firea și Chirică. Acum dau exemple de la PSD. Chirică de la Iași, Gabriela Firea. Primari mari ai PSD-ului spun același lucru. Nu trebuie să fii nici PSD, nici PNL, nici USR, nici sindicat. Când ai fixul în mână, care nu face politică. Am o rugăminte mare. Domnul Nistor, am uitat să vă spun, e vina mea, dar probabil că ați mai văzut emisiunea. Emisiunea are pe final formatul așa: telefoane și discutăm și cu oamenii de acasă. Este singura emisiune unde intră oamenii necenzurat pe telefon. Avem deja ambele linii. Știu, am cunoscut-o pe pielea mea aceasta. Da. Sărut mâna, am înțeles că e o doamnă prima telespectatoare, Andreea la Suceava. Bună seara, ești în direct. Alo? Bună seara. Bună, Andreea, ești salariată? Da, lucrez la un lanț de magazine. Lucrez? Ce salariu ai acum la lanțul ăla de magazine, fără să ne spui? Salariul meu brut este 1800, iar netul este 1300. Imediat, ca să spunem viitorul, citim viitorul în globul de cristal. Zi repede, Teddy, bagă-i salariul femeii în calcul. Cât ți-a dat? Nu, unde-l faci, mă? Nu acolo. În prima, aici. Sunt trei variante. Teddy, în prima. Da, în parte. L-ai băgat, da? Și ce ți-a dat? Păi nu știu, mă, citește, spune că nu văd. Cât e salariul femeii, cât va fi în viitor? Ajutați-mă, mă, cât e salariul femeii în viitor?
Pe în viitor va fi 585. Acum băi, trebuie să-i bagi în prima coloană. Hai, imediat stai un pic că lucrăm și noi la pie, nou și pentru noi. Da, da, nicio problemă, nu vă grăbiți. Nu mă, nu în prima, mă, în a doua, mă, în a doua coloană, Teddy. Așa? Nu, Teddy, a prima coloană e prezent, a doua coloană, Teddy, este să, aici, în a doua coloană, nu în aia. A doua, cu 10 cu 35. Da. La 10, a doua coloană, 10 cu 35. Acolo unde 10 cu 35, a doua coloană. Aici, în coloana asta, nu? Da, acolo, a doua coloană, da. Da, bagă aici, mă, în a doua, aia e a treia, Teddy. Nu știu ce numele, aia e a doua, mă, acolo trebuie să-i bagi salariul femeii. Cât aveți, doamnă, mai spuneți o dată? 1800 brut, 1200 net, am înțeles, 1300 net. 1260, cât aveți salariul brut, doamnă? 1800. 1800. Salariul brut este 1800, iar netul este 1300. Da. Deci cât va avea femeia salariul, Teddy? 1800, am salariul brut. O să aveți salariul 1053 de lei. Vă place ce ne-a dat nou sistemul? 1053. E diferența de 11,12. 1053. Da, e procentul care vreau spus eu. Domnul Barbu, trebuie să înțeleagă oamenii așa. Corect, deci am spus. Doamne, ascultați-mă numai puțin. Iar în cazul în care nu, în cazul ăsta nu, 1264 mă am mințit, nu aveți 1253, 1264 vă crește salariul cu un leu. Da. Cum se crește? Deci, da, 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 uite, domnul Barbu. Dacă nu are cum să crească, domnul Barbu. Domnul Barbu, ați greșit. Păi nu are cum să crească. Domnul Barbu, dacă nu compensează nimic. Încă o dată, încă o dată. Variante pe compensare. Doamne, fiți atentă la mine că aveți încredere ce vă spun eu. Așa vă pun și cu calculatorul pe televizorul. Deci acum la 100% brut, primiți un net de 70,4. Astăzi, dumneavoastră, din 1800, faceți regula de 3 simplă, primiți un net de 70,4. După ce o să transfere contribuțiile și nu vi le compensează angajatorul, veți avea un net de 58,85, mai puțin cu 12%. Asta va fi netul noastră, mai mic. Pe varianta compensării nu-i scade nimic. A doua variantă, Teddy, a doua variantă e bună, a treia și a patra nu mai are nicio legătură. Guvernul a aprobat a doua variantă, Teddy. Acum vorbesc eu cu producătorul. Nu te mai uita la a treia și la a patra. E valabilă, iartă-mă, Andreea. E în prezent, Teddy, prima coloană și a doua este în viitor. Tu trebuie să bați salariul la varianta a doua. Nici la a treia, nici la a patra. Deci salariul doamnei trebuie băgat în căsuța a doua ca să afle femeia cum îi va fi salariul. Mă rog, mai încercăm o dată cu următorul telespectator. Hai să mai încercăm o dată. Doar în a doua coloană lucrezi. Prima e prezentul, a treia și a patra au căzut la guvern azi. A rămas doar varianta din asta din mijloc, bravo, a doua. 1403. Bine, are 1800. Ajunge la 1400. Ajunge, nu ajunge la 1400. Probabil 1263. Rămâne la 1263 rămâne. Are un leu în plus. Așa este mitică, crede-mă, uite aici. Păi n-are cum să aibă un leu în plus. Uite-mă calculul, mă, ce ești nebun la cap. Uite-mă aici. Păi cum să aibă un leu în plus dacă nu-i dă nimic în brut? Hai mai încercăm cu un telespectator. Următorul, bună seara. Ce dracu, pe ce suntem? Poate ne-am făcut de râs și nu ne dă bine. Nu v-ați făcut de râs. Ioane, salut. Salut, Ioane. Bună seara, domnul Barbu. Vă rog să-mi permiteți câteva secunde să fac câteva comentarii. Se poate sau nu mai strâng salariul? Te rog, zi repede comentariul și apoi salariul ca să văd dacă funcționează sistemul. Că dacă Vă spun întâi salariul și pe urmă comentăm. Da. 3100 este salariul brut. 3100 brut, da. Da, și 2900 net. Și 2900 net. După aproape 40 de ani de muncă. Da. Păi n-are cum 2900 net. Păi cum să nu aibă? Păi aveți 70,4 din 3100 la momentul ăsta. Păi 3100 am salariul brut și netul e 2900. Nu, dar vei avea salariul cât ai acum net? 2900. Deci ce 2900? Spune salariul de încadrare, da. Nu este brutul. N-ai cum să ai atâta. Brutul este mult mai mare. Vei avea un brut de 2174 de lei. Salariul de încadrare este 3100. Da, corect, e diferența între 3100. Dar la salariul de încadrare nu e brutul, brutul este altul. Băi, nu, ascultați-mă puțin. El are acum are în prezent 3100 salariul brut. Da, nu, e de încadrare. Alo. Da. Alo. Da. Brutul ajunge la 4300. Ăla e brutul. Ăla e domne brut acum. Spune-ne acum. Cât aveți brut? 4300. Bagă sus, Teddy. 4300. Așa, păi e altă discuție, că n-avea cum să aibă 2900. Da, da. Domnul Barbu, da. Tot respectul pentru domnul Coarnă, care e lider de sindicat. Vei avea salariul, ne-a dat calculatorul, vei avea salariul brut 3016 lei. Net. Bun, net. Descade, cu minus. Net. Și domnul Nistor e de acord. Mai puțin, deci nu am niciun... Sunteți pe minus? Nu am niciun respect. V-am spus că de pe minus.
V-am spus că dă pe minus. Eu am, aritmetica nu face politică. Trebuie să depășim bariere personale, bariere politice, bariere emoționale. Aritmetica nu face politică. Hai să mai încercăm o dată. Vasile la Piatra Neamț ești în direct. Calculăm salariile în direct. Vasile, ești în direct. Să trăiești, Tudorică. Ia zi repede, ce salariu ai acum? 1450. Ce ai făcut, mă? E pe brăb, bă, da, 1450. Da, e și are 1300 sau câte, 1000, nu știu cât, 1300. Și acum în mână cât iei, net? Eu 1050. 1050. 1050? Da. O să-ți iasă 1017. Îi dă mai puțin, îi dă cu minus. Uite, mă, calcul, pe bune, vorbesc serios. Marius. E calcul făcut. Mergem, Vasile, hai alt telefon. Hai mai repede, alt telefon, Teddy. La Buzău, Victoria, ești în direct. Bună seara. Zi repede salariu. 3100 brutu. 3100 brutu. Stai la telefon. 3100 în prezent. O secundă. 2000, cât ai acum netul? 2100. O să ai 2174. Nu e greșit, n-are cum să ai pe 2174. Domnul Barbu, deci, domnul Barbu, ascultați-mă, dacă aici femeia are 3100 brut acum... 3100. Ascultă, doamne, dacă aveți 3100 brut acum, trebuie să aveți un net la undeva la 2200 și ceva. Domnul Barbu. Dacă 2100, 2100 și ceva. 2100 și ceva, vă spun eu. Și aici are 2174, mă. Nu, pe noua grilă cu 30, cu 3... Bă, 25, nu greșește, mă, calculatorul. Lăsați-mă puțin, greșește calculatorul. 25 cu 10, 35 și cu 10, 45, ajunge la un net de 1900 undeva, ce Dumnezeu? Aproape de 2000. Ce dracu? N-are cum să fie așa. Domnul Barbu. Sunt făcut de 2008 de mine asta. Deci aș vrea să vă spun următorul lucru. Vă rog frumos. Eu nu sunt expert în probleme de tipul acesta. Nu este nici domnul Cornen expert în așa ceva. Uitați-vă și dumneavoastră că tot felul de sisteme de calcul care au fost vehiculate în ultima vreme, ba 3 variante, ba 5 variante, ba poziții din partea guvernului că este nemaipomenit, ba poziții contrare din partea cealaltă, a unor sindicate, a unor oameni de afaceri, a experților în fiscalitate, au debusolat pur și simplu populația. Nu știu ce să creadă. Dacă este corect ce spune guvernul sau dacă este corect ceea ce spun ceilalți. Da? Noi nu putem să le oferim în momentul de față calculul corect. Normal ar fi ca aici, într-o astfel de emisiune, să fie prezent domnul Mișa cu experții domniei sale. A fost la prezent la guvern, a avut conferință de presă. Mă doare în cot de prezența lui la guvern. Să vină clar el, ca reprezentant al Ministerului de Finanțe, ca autor al acestui cod fiscal, să dea toate explicațiile de rigoare, să înțeleagă fiecare cetățean. Iar mai departe, spun tranșant, nu sunt de acord cu nicio scădere salarială pentru nimeni. Ca să se înțeleagă foarte clar. Dar, mai spun încă ceva, nu pot merge pe varianta că nu creștem salariile în educație, nu creștem salariile bugetarilor. Că nu se poate. Ba vă spun că se poate. În țara aceasta sunt bani. Știți unde sunt bani? În ceea ce s-a investit. În evaziune fiscală și în ceea ce s-a investit în ghilimele în ultimii 25 de ani în infrastructură. Nu, asta vreau să vă spun. Sunt bani. Că mai avem un lider de sindicat care la telefon, Lucian, salut, ești în direct. Bună seara, vă mulțumesc. De unde ne suni, Lucian? N-am mai vorbit odată cu dumneavoastră, de la Făgăraș. De la Făgăraș. Da, și am vorbit odată când ați făcut o emisiune vis-a-vis de industria de apărare. Așa. Și vreau să intervin un pic cu tot respectul pentru colegii mei, lideri de sindicat din sistemul bugetar, dar eu cred că ar trebui lămurite niște aspecte în mediul celălalt. Eu sunt un sindicat în trei societăți, una în mediul privat, una la stat și una care este în insolvență. Poate să-mi spună cineva la cea în insolvență cum pot mări, care au program de reorganizare sau nu, cum se pot mări salariile, pentru că acolo orice sumă se aprobă de lichidatorul sindic în instanță. Nu, instituțiile aflate, firmele aflate în insolvență au regim special. Exact, asta am să vă spun, de salariile și contribuțiile nu se pot, modifica, da? Așa acei oameni vor rămâne și după estimările mele sunt și ce-am zis, foarte adevărat, aproximativ foarte 100 de milioane de salarii. Sunt un efect negativ al pachetului. Da, exact. Foarte grav. După care, sunt mulți în vreau să vă întreb, vreau să vă mai spun încă un lucru. În instituțiile statului, în societățile statului, există ordonanță 26/2013 privind disciplina economico-financiară, care vine și îmi spune că cheltuielile de natură salarială le pot crește doar în anumite condiții și după ce mi se aprobă BVC-ul.
Eu, ca să pot mări salariile într-o societate a statului, trebuie să am profit, trebuie să am arierate și așa mai departe. Să mi se aprobe bugetul. La articolul din ordonanța 26, dacă nu greșesc, articolul 8, îmi spune că nu, până nu mi se aprobă bugetul, nu pot să miști, pot să cheltui 1 pe 12 din fondul de salarii. La stat nu se aprobă bugetele în septembrie. No. Mulțumesc! Ce face? Nu, dar spune foarte bine problema de fond, că e vorba de drept constituțional și oamenii calcă cu picioarele, nu respectă nimic. Dar totul are dreptate, omul, și ce să fac eu? Păi nu, dar are dreptate în tot. Noi privim la televizor și atât. Iar ei pas cu pas încalcă Constituția. Nici n-aveau dreptul prin ordonanță de urgență să modifice cu șase. Sunt niște lucruri foarte cu șase înainte, fiscalitatea țării. Eu vreau să clarific. Mulțumesc mult, Lucian! Da, vreau să clarific lucrurile din punct de vedere al unui reprezentant al sistemului de învățământ preuniversitar. V-am spus din start, ca lider de sindicat nu sunt de acord cu nicio scădere salarială. Mai ales în mediul privat și, bineînțeles, și în particular în domeniul bugetar sau în educație. Știm cu toții foarte bine, nu vor fi scăderi în domeniul bugetar. Tocmai prin acea credere pe brut a salariilor de la alții. Păi tocmai de asta m-am spus că nu sunt de acord cu scăderi salariale vor în mediul fi cu privat. Dar vreau să vă spun următorul lucru. În sănătate știm foarte bine că ne confruntăm cu o criză acută de medici și de asistente calificate. Ne placă medicii, ne plac asistentele și avem cel mai mic număr de medici și de asistente raportat la populație. Vă mai spun un lucru. În unitățile de învățământ nu avem asistenți și medici. Nu vine corect. Nimeni. Asta e alt subiect de emisiune. În educație să facem nu avem tineri și cadre didactice. Mergem motivate. La Galați, ultimul telefon al ediției de azi. Bună, Dane! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Hai să încercăm și la tine să vedem dacă reușim să-ți calculăm salariul. După aia spune exact unde găsește fiecare român acest calculator de salarii. Vă spun de acum, dați căutare pe ziarul financiar, colegii noștri de la ziarul financiar. Îmi pare rău că nu puteți folosi acest calculator, pentru că lucrez într-o firmă privată, 100 de lei salariu, sunt instalator și am fost anunțat de înainte că salariu. Că ce? Deci ei nu vor. Că nu le va aplica contribuția, nu le transferă contribuția. Nu pot să cred. De cum, de ce nu vă zic să. Deci nu transferă contribuția. Noi suntem nebuni, nu le transferă contribuția. Păi da, are dreptate omul. Tu acum Dane, stai un pic, vorbesc serios. Mi se pare că... Am 48 de ani și cu doi copii și mă gândesc foarte serios să plec în afară. Oprește puțin, stai puțin, Dane, stai puțin. Un instalator din Galați pe nume Dan ne spune ce ați auzit dumneavoastră, domnul ministru, ce facem? A fost deja anunțat de patron că nu îi va trece contribuția în salariu. Deci pentru treaba asta, domnul Todose, care reprezintă până la urmă puterea executivă în România, să găsească măsuri necesare. Ce spune moldoveanul ăsta, domnul președinte? Până mâna să rezolve. Omul nu trebuie să aibă o diminuare a salariului scurt. Păi n-au zis că deja l-a anunțat patronul. Bă, prietene, nu-ți măresc, nu-ți bat contribuțiile. Eu am spus că peste 30% din angajatorii la privat o să vadă această ordonanță ca oportunitate de majorare a profitului. Domnul ministru, sunteți profesor de matematică. În egală măsură pot să vă spun că și fără modificarea de fiscalitate, dacă patronul vrea să scadă salariul, îl scade. Domnule, nu are niciun motiv să-i scadă, domne. Acum are motiv să nu-i crească. În plină criză economică, când nouă ni se tăiau salariile, patronii o ziceau bine, mersi. Domnul Dan, aveți dreptate. Această ordonanță de urgență face ca dumneavoastră să luați mai puțin cu 12% din net salariul dumneavoastră. Aveți dreptate în tot. Am încercat să explic lucrul ăsta. I-am acordat pixul meu care scria bine și a dat cu minus. I-a dat cu minus, domnul prim-ministru, în fața mea a făcut calculul. Mulți, dar știu, domnul Coarnă, pentru că și la noi nu se plătesc orele suplimentare ca și la dumneavoastră. Mersi mult, mai am 20 de secunde. Vreau să vă spun că mă doare sufletul să constat că în emisiunea mea s-a petrecut o premieră de televiziune în România. Primul român care spune și sunt convins că nu minte. Spune că îi scade salariul. Că îi scade salariul după ce s-a întâmplat azi la guvern. A fost deja anunțat. Nu a fost anunțat. Angajatorul i-a spus, nu îți transfer contribuții. Exact. Le suporți tu. Un instalator, un moldovean, de toată isprava din Galați. Domnul Bar, de cât îmi spune? Bine. Rămâneți pe B1 TV, Buzeanu și Zamfir, cu Bună România. Noi ne revedem mâine la ora 17. Toate cele bune.